Ce bine este că îl avem pe Domnul. Avem cui să-i spunem orice și asta nu doar așa să ne lamentăm, ci cu încredere că Dumnezeu poate să vină în ajutorul nostru în orice vreme și în orice problemă. Întrebarea este dacă și Dumnezeu poate să aibă vreo bază în noi. În această seară, haideți să ne cercetăm în lumina Scripturilor, la lecția Familii Credincioase, Legămintelor Sfinte. Familii Credincioase, Legămintelor Sfinte. Ne vom opri, ca și în lecțiile anterioare, în perioada post-exilică, vreme în care evreii ar fi trebuit să înțeleagă mai mult ca înainte, după o disciplinare de 70 de ani. Numai că-i dreaptă vorba care zice: noi învățăm din istorie că nu învățăm din istorie. Și în aceste condiții suntem condamnați să repetăm greșelile, iar Dumnezeu este obligat să repete pedepsele. O familie credincioasă Domnului valorează foarte mult. Asta pentru că bărbatul dintr-o asemenea familie poate să slujească Domnului cu autoritate. Femeia poate să fie alături de el, potrivit cu chemarea și slujba ei. Și împreună pot să ofere copiilor o educație bună, aleasă. Să privim la două familii din perioada de dinaintea exilului, pentru a vedea diferența dintre o familie în care amândoi sunt credincioși și o familie în care unul sau niciunul nu sunt credincioși. Să ne amintim de Ioram, fiul lui Iosafat. S-a căsătorit cu o fată a lui Ahab și a Izabelei. Și din familia lor au rezultat mai mulți copii care, sau dintre care, doar unul a mai rămas în viață și a putut să moștenească tronul lui David. Nu mai erau nici măcar alți frați al lui Ioram, îi omoruse. De ce? Pentru că n-a fost o familie credincioasă. Scriptura spune că Ioram și soția lui s-au dat după obiceiul lui Ahab și a Izabelei și culmea stricăciunii din această familie a fost Atalia, cea care a omorât pe cei ce nu-i omorâse Ioram. Dar în acel peisaj sumbru, Dumnezeu a păstrat o familie care a fost de mare valoare. Citesc din a doua carte a Cronicilor, capitolul 22, de la versetul 11. Dar Ioșabeat, fata împăratului, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, l-a ridicat de mijlocul fiilor împăratului când a fost omorât și l-a pus cu doica lui în odaia patrulor. Astfel, l-a ascuns Ioșabeat, fata împăratului Ioram, nevasta preotului Hoiada și sora lui Ahazia de privirile lui Atalei, care nu l-a omorât. A stat 6 ani ascuns cu ei în casa lui Dumnezeu, în țară domnea Atalia. În al 7-lea an, Hoiada s-a îmbărbătat, a făcut legământ căpetenile și le-a pus pe acel copil pe tron. Deci familia aceasta, preotul Ihoiada și soția lui Ioșabeat, au valorat foarte mult în țară. Pentru că ea, cred în primul rând, ca femeie, l-a păstrat ascuns pe acest copilaș, iar el ca bărbat, la momentul potrivit, cu autoritate s-a impus și tronul davidic a fost salvat. Știți că David a avut mulți copii și la rândul lui apoi fiecare împărat a avut mai mulți copii. Dar în acea generație, atât de subțire a mai rămas speranța de împlinire a făgăduinților divine, totul depindea de acel mic copilaș. Dar ce putea să facă un copilaș? Salvarea n-a fost în el, ci în părinții lui, adoptivi, în preotul Ihoiada și soția lui. Dumnezeu să ridice și în vremea aceasta
familii credincioase legămintelor sfinte. Nu doar credincioși unul altuia, credincioși legămintelor sfinte. Pentru că acea familie s-a sacrificat pentru continuarea unui legământ sfânt, pentru păstrarea acestui tron rânduit de Domnul în Israel. În perioada post-exilică de care noi vorbim, se evidențiază familii, chiar dacă nu este scris în mod concret despre asta în Biblie, se întrece, rezultă foarte clar, care au hotărât să se întoarcă în țara lor de origine. Pentru că, vă rog să vă gândiți, nu putea doar bărbatul sau numai femeia să decide să se întoarcă. Poate au fost asemenea cazuri izolate, dar era o familie frântă. Vă rog să vă imaginați când s-a dat decretul lui Cir că au început discuții în familie. Bărbatul cu nevasta vorbeau, ce facem, rămânem aici sau ne întoarcem în țara noastră? Și au fost familii în care au concluzionat spunând, ne ducem în Israel, și au fost familii care au spus, nu, mai rămânem aici. Da, dar Dumnezeu are un plan, are legământ, are promisiuni cu țara noastră. Da, dar noi aici avem o situație, asta e familia noastră. N-au fost atașate toate familiile de țara promisă, de legământul lui Dumnezeu. Dar și dintre cei care s-au întors, au fost unii care au ratat împlinirea promisiunilor sfinte și nu au fost credincioși legămintelor sfinte. De altfel, asta este regula generală, nu toți ascultă de chemarea divină și chiar din cei ce ascultă sunt unii care se pierd pe drum. Iată ce este scris în vremea aceea, citesc din Maleahi, capitolul 2, ceea ce a vrut Dumnezeu dintotdeauna, dar atunci era o nevoie foarte mare, referitor la viața de familie. Maleahi, capitolul 2, versetul 15. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Adică suntem în viață, dar în viață fiind, ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Asta înseamnă un tată și o mamă credincioși legămintelor sfinte să aibă copii pe care să-i crească în legea Domnului. Luați seama dar în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Să amintim câteva exemple din vremea aceea și apoi, ca la alte lecții, câteva explicații de ce unii au făcut bine și de ce alții au făcut rău. Citim din cartea profetului Hagai, de la capitolul 1, pentru a vedea familiile care au primit mesajul de reluare lucrărilor de la templu și de dedicare în slujba Domnului la câțiva ani după întoarcerea din Babilon. Hagai, capitolul 1, citim de la versetul 7. Așa vorbește Domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin, l-ați adus acasă. Aici, acasă, trebuiau ei să se frământe, să vadă ce merge și ce nu merge. Dar eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștirilor. Din pricina casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare din voi leargă pentru casa lui. Nu știu cine era mai materialist, bărbatul, femeia, poate amândoi, dar nu erau credincioși legămintilor sfinte. Însă, în momentul în care profetul Hagai și profetul Zaharia le-au vorbit din partea Domnului, din nou îmi imaginez discuții în acele familii, și-au schimbat orarul și-au spus, trebuie să ne dăruim Domnului. Să ne punem timpul și banii la îndemâna Domnului pentru cauza sfântă. Tot de aici citim din capitolul 2, de la versetul 15. Uitați-vă dar cu băgare de seamă la cele ce s-au întâmplat până în ziua de azi, până să se fi pus piatră pe piatră la templul Domnului. Versetul 17. V-am lovit cu rugină în grâu și cu tăciune și cu grindină, am lovit tot lucrul mâinilor voastre și cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Nu vedeau? Le era greu să se smerească înaintea Domnului? A fost bine că măcar în acea vreme au înțeles ca familii că Dumnezeu cheamă oamenii să se dedice și lucrărilor sfinte, să îi intereseze
cauza lui Dumnezeu, lucrarea lui. Să luăm alte familii în obiectiv, citind din cartea Ezra, capitolul 8. Vă reamintesc cronologia evenimentelor de atunci. Au fost unele familii care au acceptat chemarea, pentru că Dumnezeu le-a trezit Duhul și s-au întors în țară, dar au fost altele care au rămas în teritoriu unde fuseseră deportați sau unde între timp se stabiliseră ei. Și au trecut ani, de la 535 până la 457, sunt ani. E acea generație pierdută de care vorbeam într-o lecție anterioară. Și în anul 457, Dumnezeu pune pe inimă la Ezra să mai facă o chemare. De data asta n-a mai fost un decret regal. A fost doar un îndemn. Ce familii vor să se ducă în Țara Sfântă? Pe ce familii le interesează slujbele de Ierusalim, viitorul poporului Dumnezeu potrivit promisiunilor făcute de el lui Avram, Isaac și Iacov? Pentru că evreii țineau foarte mult la aceste promisiuni, mă refer la evreii credincioși. Să ne amintim de cântarea Mariei, mama Domnului Iisus, care a spus: Dumnezeu a împlinit ce a promis și Ana, fata lui Fanuel și Simon și toți ceilalți. Pentru evrei, totul se lega de un viitor pe care l-așteptau să se împlinească. Și în vremea aceea, la apelul lui Ezra, din nou concluzii în unele familii: hai să mergem în Țara Sfântă. Citim Ezra, capitolul 8, de la versetul 15. I-am strâns la râul care curge spre Ahav, am tăbărât acolo 3 zile, am căutat între popor și preoți și n-am găsit acolo pe niciunul din fiii lui Levi. Atunci am trimis să cheme, enumeră câțiva, peste finalul versetului 17, ca să ne aducă slujitor pentru casa Dumnezeului nostru. Și fiindcă mâna cea bună Dumnezeu nostru era peste noi, ne-au adus și enumeră pe unii. Versetul 21, acolo la râul Ahava, am găsit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la el o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Deci au plecat cu familiile. Au fost mișcați, cercetați de Domnul și s-au întors în Israel, la Ierusalim. Când au ajuns, în mod deosebit mă refer la Ezra, a fost sesizat, potrivit celor scrise în capitolul 9, că dintre cei ce se întorseseră cu câțiva zeci de ani înainte, nu erau toți credincioși legămintelor sfinte. Și a fost un nou apel, de data asta pentru toți cei întorși în țară, în prima serie sau în a doua, să o numim. Și citesc din capitolul 10, de la versetul 2. Unul din bărbații din vremea aceea a luat cuvântul și a zis: am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru ducându-ne la femei străine. Deci n-au fost credincioși, ca familii, care fac parte din poporile țării, dar Israel n-a rămas fără nădejde din această privință. Să facem acum un legământ. Asta este ideea de credincioșie, de legământ. Și legământul de care scrie aici în continuare privea familia. Un legământ care să treacă prin familie. Să unească pe evrei, se separe de celelalte popoare și cauza nobilă a promisiunilor divine, a profețiilor de până atunci, să fie urmărită cum a urmărit-o profeția, așa cum scrie în Petru, ei căutau să vadă în ce vreme, în ce împrejurări avea în vedere Duhul Dumnezeu să împlinească cele spuse. Să luăm un alt exemplu de familii care s-au dăruit cauzei sfinte. Citim din Neemia, capitolul 3, despre ce s-a întâmplat puțin mai târziu, vreo 12-13 ani, când Neemia a venit și i-a provocat la zidirea cetății Ierusalimului. Capitolul 3, versetul 12,
Printre cei menționați și felul în care s-au derulat lucrările, este scris despre Shalum, fiul lui Haloheș, mai mare peste jumătate în ținutul Ierusalimului, care a lucrat cu fetele sale. Probabil n-avea băieți. Familii dedicate Domnului. Pentru cauza sfântă, pentru o cauză materială, dar toate legate de poporul lui Dumnezeu, de cauza Domnului, de numele Domnului. Citim și din capitolul 4, pentru a vedea mai pe larg implicarea familiilor cu ocazia rezidirii Ierusalimului, de la versetul 13. De ce am pus în locurile cele mai de jos din apoi a zidului și în locurile tar poporul pe familii? I-am așezat pe toți cu săbile, sulițe și arcurile lor. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor, dregătorul și celuilalt popor, nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Deci să te pui cu toată familia la îndemâna Domnului și să intri în această luptă, în această cauză sfântă. Cred că asta are de face nu doar cu un spirit naționalist, ci cu acceptarea cercetării Domnului, așa cum rezultă foarte clar din cele rostite Domnul prin acești doi profeți pe care Domnul i-a folosit în vremea aceea. Mai amintesc încă un exemplu, citind din Neemia capitolul 11, tot despre familii care au înțeles ca familie să se dedice Domnului, să facă o mutare, să se implice, să se dedice. De la versetul 1, căpetenile poporului s-au așezat la Ierusalim, cealaltă parte a poporului a tras la sorți pentru ca unul din 10 să vină să locuiască Ierusalim. Cetatea era zidită, dar avea puțin locuitori. Versetul 2, poporul a binecuvântat pe toți cei ce au primit de bună voie să locuiască la Ierusalim. Dacă să locuiești la Ierusalim, trebuia să locuiești cu familie. Nu se putea bărbatul în interiorul cetății, femeia la țară sau invers. Pentru unii e decis sorțul să locuiască acolo, alții au ales ei. Ca să se dăruiască acestei lucrări, acestei nevoi sfinte. De exemplu, și când s-a construit locașul acesta de închinare, au fost familii care s-au dăruit, bărbații au venit la lucru, femeile au făcut mâncare, copii. Am în minte construcția unui locaș de închinare undeva la țară, când o familie mi-a amintit, apropo de cele scrise în Neemia 3, de evreul care a lucrat cu fetele, acea familie n-avea băieți, adică avea, dar erau mai mici, și cu fetele. Au lucrat la construcția casei de adunare. Ce să facem este, unde să lucrăm se găsește. Problema se pune dacă în consiliu de familie se decide, ne implicăm sau nu ne implicăm. Vedem această nevoie, simțim chemarea sau rămânem pe margine. După ce am dat câteva exemple din perioada aceea, vreau să observăm ce a determinat pe oamenii aceștia să se implice. Ce ar putea să ne motiveze și pe noi ca familii să slujim Domnului împreună? Pentru că sunt situații în care nu înțelege întreaga familie nevoia de a se implica material, spiritual, de a se ruga, de a posti, de a participa la repetiții, la diferite lucrări. Țin minte că îmi spunea un frate, soția mea nu mă oprește, zicea el, dar zicea, mi-a spus de mai multe ori, eu nu înțeleg ce te pasionează atâta pe tine. Ea nu găsea, nu avea motivația interioară de a se dărui. Pentru că, așa cum aminteam, locuri de slujbă sunt. De la a vizita, la a primi oaspeți, de la a cânta până la a te ruga, de la a dărui până la a posti, mare este lucrarea Domnului. În primul rând, cred că aceste familii au conștientizat, au acceptat lumina care Dumnezeu le-a pus-o în minte și au văzut nevoia, vremea potrivită. Iar unii
au văzut că este o a doua șansă, o a doua și poate ultima chemare de a mai face ceva. Știți că și gospodarul acela din pilda din Matei 20, când și-a tocmit lucrătorul la vie, nu i-a putut porni pe toți de dimineață. Pe la ceasul al treilea a ieșit din nou. La ceasul al șaselea din nou, la ceasul al nouălea din nou. Și a ieșit și la ceasul al 11 și i-a întrebat, cum stați toată ziua fără lucru? Din moment ce le-a spus că au stat toată ziua fără lucru, eu înțeleg că au fost tot în piață. Dar n-au fost gata să se tocmească, știu eu, așteptau altă ofertă sau se mai plimbau prin piață. Bine ar fi să fim de la început prinși și să înțelegem nevoia de slujire. Dar vorba noastră, mai bine mai târziu decât niciodată, pentru că există și un prea târziu, când regreți. Unii nu se implică de teamă să nu greșească, da, vorba aceea. Numai cine sare din barcă se udă, da, numai cine sare din barcă umblă pe ape. Cel care și-a îngropat talentul în pământ sau cel ce l-a învelit în ștergar, a găsit și el motivație să nu se dăruiască. Deși a văzut că ceilalți s-au implicat și fiecare după puterea dată sau după valorile primite a făcut ceva. Să citim din nou din Ezra capitolul 10 pentru a înțelege ceva din spusele lui Șecania, versetele 2 și 3. Atunci Șecania a luat cuvântul și a zis, am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru ducându-ne la femei străine. Dacă luăm ad literam cuvintele lui, se pare că și el era dintre cei vinovați. Dar atunci când a văzut pe Ezra plângând și poporul de asemenea întristat și plângând, s-a trezit. Noi n-am făcut bine până acum. Noi n-am fost dăruiți cauzei sfinte. Versetul 3. Să facem acum un legământ cu Dumnezeu nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei și a copiilor lor, după părerea Domnului meu și a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru, și facă-se după lege. Observați ce a spus el. Cei ce se tem de poruncile Domnului, adică cei ce sunt receptivi la mesajul Domnului, fie el citit din Scripturi, fie profetic, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Așa a fost dintotdeauna. Cei ce au receptat mesajul, cum este scris când a fost așezat Saul împărat, că la unii le-a mișcat Dumnezeu inima, alții s-au dus acasă și au fost de treburi mai departe. Să nu ratăm asemenea momente în care Dumnezeu ne cheamă. Când trece prin casa noastră și are un cuvânt. Sau Dumnezeu ne poate vorbi la adunare. Familiile credincioase legămintilor sfinte au fost familiile care, fie de la început, fie mai târziu, au receptat chemarea divină și au înțeles că Dumnezeu îi cheamă. Cum zicea Pavel, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. A refuza a te împotrivi te face vinovat. Dumnezeu te mai poate chema, te poate lăsa. Obișnuiește și asta Dumnezeu și îi lasă pe oameni în voia pornirilor și chiar să le dea binecuvântare. Nu neapărat se întâmplă cu toți, cum am citit pe cei din Hagai, că nefiind dedicați Domnului, nu mai aveau binecuvântare. Sunt și excepții. O doua explicație. Prezența întregii familii la slujbele sfinte, la adunare, la evrei, era la sărbători, potrivit cu specificul sărbătorii. Asta în condiția dedicării, să vii cu darurile, să aduci jertfa de peste an, cum scrie despre Elcana și Ana. Este cea mai bună școală sfântă. Dacă vrei o familie credincioasă legămintelor sfinte, leagă-ți familia de adunare, de biserică. Familii credincioase legămintelor sfinte, în mod individual, particular, nu există. Asta doar în condiția în care poporul s-a stricat și nu-l mai găseau pe Domnul la templu și, așa cum scrie
în vremea de după moartea fiilor lui Eli, chivotul a rămas undeva într-o familie, că doar acea familie mai îngrija de el. Dar, în mod normal, orice familie ce este credincioasă legământului sfânt, este credincioasă poporului lui Dumnezeu. De ce Dumnezeu a construit un singur templu în toată țara? Doar așa pentru că nu era o țară mare? Nu, doar. De ce când s-au construit cei doi viței, deși nu mai era țara întreagă, au construit doi, pentru că nu interesa o cauză unică. Ce relație este între familia ta și adunare? Cum se discută despre adunare la tine în familie? Se discută așa cum scrie în Psalmul 122? Sau nu? Iată ce citim aici. Versetul 1. Mă bucur când mi-i zicem, haidem la casa Domnului. Versetul 4. Acolo se suie semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului, căci acolo sunt scaunul de domnie pentru judecată, scaunul de domnie ale casei lui David. Versetul 6. Atenție. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Evrei întorși din robie. Știau psalmul ăsta? Da, îl știau, îl aveau. S-au bucurat când a fost chemați la Ierusalim, unii. Ceilalți au rămas acolo, în Imperiu, unde erau ei. Versetul 8. Din pricina fraților și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău, din pricina casei Domnului Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta. Nu că nu sunt probleme pentru adunare. Sunt oameni care te necăjesc. Spuneți-mi, vă rog, când o necăjea pe Nina, pe Ana? Când se suia la casa Domnului? Și a spus Ana către bărbatul ei, nu mai vin cu tine la adunare, asta era începe. Nu, s-a dus mai departe. Ba încă a vrut copilul care se va naște să locuiască acolo, să fie dat Domnului. Deci familiile care sunt credincioase legământului sfânt trebuie să fie credincioase poporului Dumnezeu, cauzei sfinte, locul unde Domnul își desfășoară lucrarea, unde este prezent, așa cum spunea și Domnul Hristos, unde s-a adunat doi sau trei, El este acolo. Nu se poate ca să lipsim, n-ar fi bine asta. Citim din Ezra capitolul 8 și vom vedea că bucuria, părtășia familiei, resursele și entuziasmul se capătă prin prezența la adunare. Nu, scuzați, Nemia, capitolul 8. Mă gândeam la Ezra, că el era autorul, dar este scris asta în Nemia. Citim de la versetul 1. Când a venit luna a șaptea, copiii Israel erau în cetățile lor. Atunci tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea legii lui Moise dată de Domnul lui Israel. Și preotul Ezra a dus legea înaintea adunării, alcătuite din bărbați și femei și toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Era întâia zi a lunii a șaptea. Citim aici, în versetul 10, el le-a zis, duceți-vă de mâncați cărnul grase, beți băutul dur, trimiteți câte o parte și celor ce n-au nimic pregătit, că ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului nostru. Nu vă mângâniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. A continuat sărbătoarea corturilor, potrivit celor scrise în carte, și este scris aici în versetul 17, toată adunarea. Cine compunea adunarea? Așa cum scrie versetul 2, bărbați, femei, copii care erau deja apți pentru deplasare și pentru a înțelege. Versetul 17, toată adunarea celor ce se întorsese în robie au făcut corturi, au locuit în aceste corturi. Finalul versetului, și a fost o foarte mare veselie. Și familia astea când s-au întors acasă, s-au întors cu alt entuziasm, cu putere, așa cum este scris aici în
Versetul 10. Bucuria Domnului va fi tăria voastră. Și bucuria asta unde este dată? Unde se adună frații împreună? Deci, familiile credincioase legământului au fost familiile care au iubit părtășia adunării de la templu. Și astfel au primit și puterea și bucuria, nu doar ca să o facă, ci să o facă bine și să fie împliniți, potrivit cu chemarea și vremea care o trăiau. Nu uitați așadar ideea asta, insist încă un minut. Dacă în vreo familie este o părere rea despre adunare, faceți tot ce puteți ca să se vindece acea părere. Dacă nu se vindecă nicicum, mai bine schimba adunarea. Dar în adunarea în care ești, să poți ca familie să fii legat de adunare, pentru că altfel faci rău familiei tale. O a treia explicație. Respectarea angajamentelor sfinte aduce binecuvântare peste toată familia și asta nu privește doar dimensiunea materială, ci și cea sufletească, bucuria, pacea. Pentru că, așa cum vă spuneam, când te întorci de la adunare, te întorci cu binecuvântare. Numai că dacă nu mergi tot la adunare, e ca și când a mers David la adunare și a venit să se binecuvânteze casa, nevastă stătea să uita pe geam și făcea comentarii pentru ce a văzut ea sau a auzit de la adunare. Și în loc să-și poată binecuvânta casa, a fost afectată familia. Să citim din cartea profetului Zaharia câteva versete, capitolul 8, de la versetul 1. Să vedem cum se răsfrânge această dedicare și conectare cu casa Domnului pentru toți cei din casă. Știți că sunt unii care nu pot să vină la adunare, fie copii mici, fie bătrâni. Zaharia, capitolul 8, citesc de la versetul 1. Cuvântul Domnului oștirilor a vorbit astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor, am o mare râvnă pentru Sion și sunt stăpânit de o râvnă plină de mânie pentru el. Așa vorbește Domnul, mă întorc iarăși în Sion și vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se va chema cetatea cea credincioasă și muntele Domnului oștirilor se va chema muntele cel sfânt. Și acum ascultați versetul 4. Așa vorbește Domnul oștirilor, iarăși vor ședea pe uliți Ierusalimului bătrâni și femei în vârstă, fiecare cu toiagul în mână, din pricina marelor lor număr de zile. Ulițile cetății vor fi pline de băieți și fete care se vor juca pe ulițe. Dacă lucrul acesta va părea demirat în ochii rămășiții poporului acestuia în zilele acelea, va fi demirat oare și în ochii mei, ce Domnul oștirilor? Versetul 20. Așa vorbește Domnul oștirilor. Vor veni iarăși popoare și locuitori dintr-un mare număr de cetăți. Locuitorii în cetăți vor merge la cealaltă și vor zice, haidem să ne rugăm Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor, vrem să mergem și noi. Și multe popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oștirilor la Ierusalim și să se roage Domnului. Aici este și o perspectivă mai îndepărtată în aceste cuvinte profetice, dar o primă împlinire a avut loc în vremea aceea. Pentru că familiile dedicate Domnului participă cu drag, cu regularitate la slujbe, la adunare și când se întorc acasă, se întorc cu binecuvântare și chiar și cei ce sunt cu toiagul în mână, că ăștia care stăteau sprijiniți în toiag nu mai puteau să deplaseze până la Ierusalim sau nu mai puteau să meargă până la templu. Dar era binecuvântarea și peste ei. Se răsfrângea de acolo. Când locuiesc frații împreună, cum spune un alt psalm, curge binecuvântarea peste toată națiunea, peste tot poporul. Să ne rugăm Dumnezeu să ne aibă și pe noi în vedere, ca adunare, ca și comunitate de biserici, ca și țară, totul este legat de felul în care familia înțelege să fie credincioasă Domnului, să-ți dedice cauzei sfinte și când această relație este pusă în ordine,
vine seninul, vine vremea bună. Și în ultimul rând, ca o explicație de fond, credincioșia în familii, mă refer la relația dintre soț și soție, a fost întotdeauna o cerință divină fundamentală. Relația dintre cei doi soți este comparată în Scripturi cu relația dintre Dumnezeu și poporul său. De fapt, sunt două legăminte. Legământ înseamnă ceva ce ai acceptat sau ai inițiat și din care nu mai poți să te retragi. Nu există retractare, nu există anulare, reziliere, ca în cazul unui contract. Dumnezeu ține foarte mult la asta. Ca să fim credincioși față de partenerul de viață și față de El. Să citim mustrarea divină din Maleahii capitolul 2 pentru a observa felul în care Dumnezeu condamna necredincioșia lor. Maleahii 2:10. Nu avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Răspunsul evident, da. Pentru ce dar suntem așa necredincioși unul față de altul, pângărit astfel legământul părinților noștri? Și la astfel de întrebări nu există răspuns. Pentru ce? Iuda s-a arătat necredincios și în Iuda și la Ierusalim s-a săvârșit o urăciune, fiindcă Iuda a spurcat ce este închinat Domnului, ce iubește Domnul și s-a unit cu fiica unui Dumnezeu străin. Domnul va nimici pe omul care a făcut lucrul acesta. Vedeți ce pedeapsă drastică. Versetul 14. Domnul a fost martor între tine și nevasta în tinerețea ta, care acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta o care a încheiat legământ. Să ne gândim în cazul unei convertiri autentice. Cu câtă inimă se angajează omul să slujească Domnului. Sunt oameni de diferite vârste care în apa botezului plâng, le vibrează întreaga ființă. Alții în condiții grele s-au dăruit Domnului. Da, rămâne dragostea noastră, fidelitatea față de Domnul, aceeași intensitate? Să ne amintim de relația între doi tineri, când sunt cercetați de sentimentul dragostei pe care îl lasă Dumnezeu, când se unesc, când se dăruiesc unul altuia. Cu siguranță că nu o spun prima dată la ofițerul stării civile sau aici în fața slujitorului. Le-a spus-o inima asta, vorbește întreaga ființă. Și totuși, unii nu sunt credincioși, nici față de Domnul, nici față de partenerul de viață. A fi credincios în ambele direcții este ceea ce Dumnezeu prețuiește, cinstește și răsplătește. Dumnezeu ține foarte mult la asta. De ce? Pentru că El însuși este unul foarte, foarte fidel. Citim din Hagai capitolul 2, ce a vorbit Domnul în vremea aceea, versetul 5. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt. Trecuseră sute de ani. Și mi-a zis, dacă v-am promis țara, e a voastră. V-am deportat pentru puțină vreme, vă duc înapoi. Dumnezeu este credincios. Iată un cuvânt bogat din Ieremia 31, ca să vedeți cum își compară Dumnezeu credincioșia. Și fiindcă El este așa, îi se stârnește mânia atunci când noi nu suntem credincioși. Ieremia 31, de la versetul 35. Așa vorbește Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna și stelele să lumineze noaptea. El a cărui nume este Domnul oștirilor. Dacă vor înceta aceste legi dinaintea mea, zice Domnul, și neamul Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea mea. Așa vorbește Domnul, dacă cerurile sus pot fi măsurate, dacă temelile pământului pot fi cercetate, atunci voi lepăda și eu tot neamul Israel pentru tot ce a făcut, zice Domnul. Ar fi avut motive. A spus, nu se poate. Cum am statuat legi pentru astre și legi pentru anotimpuri pe pământ, pentru fenomenele naturii, așa
Sunt eu credincios, aș spune, mai mult, doar Dumnezeu e mai credincios decât toată creația sa. Și aici este marea noastră vinovăție. Când Dumnezeu e credincios, toată natura își respectă regulile și noi. În primăvara trecută, când au răsărit florile, i-am dus la nevasta un braț, nu? Și pe primăvara următoare, nu mai duc una. Lipsă de credincioșie. Și Dumnezeu așteaptă să vadă statornicia noastră. Dumnezeu prețuiește statornicia pentru că în El nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Și scrie în Iacov 1, de la 6 la 8, că cine se îndoiește, cine se schimbă, să nici nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Acum, e drept că unii sunt mai predispuși la schimbări, poate temperamental, poate evenimentele, dar Dumnezeu ar fi cel mai motivat să renunțe la noi, cât i-am făcut noi, cât i-a făcut Israelul, dar le-a spus, cum sunteți necredincioși când eu rămân credincios de sute de ani, voi nu puteți să fiți credincioși zeci de ani. Însă asta ține mult de ceea ce se întâmplă în familie. Încheiem. Afirmând și reafirmând că orice familist are două legăminte, unul cu Domnul și altul cu partenerul de viață. Ambele sunt fundamentate pe iubire, pe jertfire și ambele trebuie să fie de aceeași esență. Și vreau să observați că în vremea aceea, cum am citit din Maleahii 2 și cum putem citi și din Proverbe și din întreg contextul Scripturii, cine nu-i credincios partenerului de viață, nu-i credincios nici lui Dumnezeu. Legea se cuprinde în două porunci. Să iubești pe Dumnezeu, asta înseamnă să fii fidel, și să iubești pe aproapele. Cine mai aproape decât nevastă sau bărbat? Și spune Scriptura foarte clar, 1 Ioan capitolul 4, și vă rog să puneți asta în contextul vieții de familie, de la versetul 19. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. A dat pe Domnul pentru noi, scrie pe larg în versetele anterioare. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu, cu alte cuvinte, eu sunt credincios, eu mă țin de pocăință, de adunare, de slujirea mea, și urăște pe fratele său. Și pentru suror, primul frate e bărbatul. Și pentru bărbat, primul frate sau prima soră e nevastă. Este un mincinos un astfel de om. Că cine nu iubește pe fratele său, pe aproapele, sau cum vrea să spuneți, partenerul de viață, pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Nu se poate altfel. În Proverbe 2, adaug și de aici, e prins și în literatura de înțelepciune acest adevăr, scrie despre femeia care nu-i credincioasă, versetul 17, părăsește pe bărbatul tinereții ei. Și nu se încheie versetul fără să spună și uită legământul Dumnezeului ei. Femeia când s-a îndepărtat inima de bărbat, s-a îndepărtat-o și de Domnul, pentru că este marcată de această stare, de aceste simptome de infidelitate. Așadar, să ne ajute Domnul să fim credincioși față de cei cărora le-am spus un cuvânt, în primul rând în familie, și față de Domnul care am încheiat legământ. Și ce-i foarte important și face ca lucrarea să progreseze, e ca familiile slujitorilor, în primul rând, să fie unite și apoi tot poporul să li se asocieze. Vă rog să vă gândiți la diferența majoră dintre Eliashib, un mare preot din vremea aceea, care se încuscrise cu dușmanii evreilor, a mai avut grijă de ce se întâmpla la templu? Nu mai citi într-un detaliu, în Neemia 13. Nu! Când în familie n-a mai fost credincios legămintilor sfinte, nu l-a mai interesat nici ce se întâmplă la templu. Deși a rămas în slujbă.
Ce diferență între el și Ezra. Când a venit și a văzut că ce e acolo, s-a prăbușit. Și s-au adunat familii lângă el, că degeaba plângea numai el și toate familiile rămâneau indiferente. El e preot, el trebuie să fie credincios. Dar când au văzut familiștii că un astfel de om suferă pentru lucrarea Domnului, eu nu mi-l imaginez pe Elia și plângând că au plecat leviții din slujbă și că evreii se căsătoresc cu familii păgâne, că doar asta era cazul lui. Dar scrie acolo în Ezra 10, am amintit câteva versete de la începutul capitolului, că atunci când au văzut durerea acestui om, durerea s-a transmis în familie. Nu știu dacă au fost și scandaluri, dacă au vrut, fost femei tip Dalila care au vrut neapărat să țină de bărbaților evrei, au trebuit să se impună și să se întoarcă la soțiilor din tâi sau să se angajeze să-și ia numai femei evreici. Asta este de dorit, să fie slujitori care cu toată familia să fie dedicați Domnului. Dar nu scrie asta în Noul Testament să-i fie și familia atașat? Ba da. Și dacă familiile din popor înțeleg și văd aceste modele și adevărurile sfinte de la adunare, de care e bine să fim legați, se transmit și se discută acasă, asta va face ca să fie familii credincioase și un popor credincios legământului sfânt. Pentru că, la urma urmei, și familia și adunarea au același scop, împlinirea voiei lui Dumnezeu. Desăvârșirea noastră, asemănarea cu El. Domnul să cerceteze toate familiile, începând cu cele ale slujitorilor. Acolo să se simtă întâi chemarea, sfințirea. Și în urmă, și ceilalți, mergând acasă, să spună, trebuie să facem cum s-a predicat. Trebuie să ținem cont de mesajul profetic care s-a dat. Dar dacă, de exemplu, este un mesaj profetic, să intrăm în zile de post, să merge acasă, unii spun, ai, lasă, postească ăștia din comitet sau... Dacă ar fi și dintre ei unii care să spună, poate au mai fost mesaj din astea sau... Nu e chiar atât de urgent. Când sunt familii dedicate, acolo lucrarea Domnului propășește. Dar aceste familii, cum am spus, trebuie să fie caracterizate de credincioșia unul față de celălalt și credincioșia, atașamentul față de poporul Domnului, față de cauza sfântă a împărăției cerești. Dacă noi învățăm copiii noștri să spună Tatăl nostru, unde e scris, vie împărăția ta și la noi în casă nu se discute despre împărăția lui Dumnezeu și asta nu ne pasionează, nu ne-am mirat într-o zi și auzim că vor spune copiii despre ce regat e vorba. Dar când vor vedea că asta ne este în suflet, pe buze, asta ne este dorința, atunci ne asemănăm cu toți cei ce au vrut să locuiască la Ierusalim atunci. Și noi să locuim împreună cu ei toți la Ierusalimul de sus atunci când Domnul ne va aduna. Amin.